Și ce, domnul Cris, să înțeleg că frigăruie se pregătesc bine, da? Ce ziceți? Dacă ați spus că sunteți maestru în domeniul acesta? Acolo, la Oradea, se creată Aragiu, șef, printre prietenii mei. Aha. Dar îți face și plăcere sau numai? Îmi face și plăcere, dar îmi place să gătesc. Nu, n-am timp să gătesc, dar e o mare... Îți face și plăcere sau nu ai încredere cum o să gătească alții? Că... No. A, nu. Adevărul este că... Dar poate cumva când avem nevoie să te invităm să ne faci un frigăruie și te duci înapoi a douză. Păi da, aici e doar... E suma 750 de kilometri. Dar lasă că să faci autostradă, domnule. Se face? A, așa, se aude. Ce? Da. Eu cred că nu vă sperați dacă voi împrumuta ceva experiență. Da? Aici școala costă? Nevai! Păi... Mai scurte sunt cursuri cu plată, da? Cursuri de perfecționare. Da. Ei, da. Stai că vedem la urmă. Acum dar, nu... Prin școală rezultatul. Să nu, exact. Nu ne lăudăm. Nu, arată până... bine, arată bine. Dar noi filmăm, dar mirosul nu se poate reda. Auzi, nu ne lăudăm până este nu gustăm. Este și o vorbă că vedem. Mijloacele determină scopul. Da. Nu, cred că scuze mijloacele, așa, exact. Dar nu, asta era altă chestie, altă... E cum e ce la seamără la seamără? Machiavelli. Machiavelli, da, Machiavelli. Fică dânsul spus că nu-l spus el, asta dar l-a spus unul, Thomas de Nazare. Nu mai este, au zis ăsta, Ignazio de Loyola, cândva, prima dată. Aha. Asta din ordinul iezuit încă. Așa, da. Și după aia, cumva el, i-a și dat o explicație și într-adevăr. Am avut în vedere prima dată că asta, când merge vorba de revoltări, de uciderea oamenilor, de liniștirea astea, revoluțiilor sau astea, nu? Ia că cum s-o mâine, s-o, cum zic, de unde a apărut asta? Că chiar dacă moare multă lume, dar scopul, cum, țărea pravdă și lucrurile. Da, și nu numai. Scopul scuze mijloacele. Adică, dacă ai un scop, indiferent cum faci, cum ajungi ai voie, acolo. ai voie. Dacă scopul e mare... Da, apropo, știți de unde vine expresia că banii n-au miros? Nu știu de unde. Un împărat roman, Vespasian. Ah, da, am auzit de el. Războaie, avea nevoie de bani, foarte mulți bani. Da. Și un sfetnic de-a lui. Un sfetnic? I-a zis, da, un sfetnic. Uh-huh. Cezare. Uh-huh. Sunt WC-urile astea publice. Foarte bună treabă ai făcut, dar lumea acolo merge de gratis. Normal, ar trebui să plătească. Uh-huh. Nu, mă, serios. Cum să plătească și cum vine aia că banii îi câștig din rahatul oamenilor? Da, da, da. Și-a spus, ilustre, banii n-au miros. Da, exact. Foarte bine. Așa e. Chiar asta n-am auzit. O eu la da, banii n-au miros. Și de aici chiar... Un anumit tip de WC se numește și Vespasiană. Baie da. Vespasiană. Da. Da, văd că... A, interesant. Se vede că ceva se conturează. Da, domnule Nicolae, poftim. Încetul. Da. Oprești, poate nu mai ai vista peliculă. Mai scurt, din păcate, de grabă, nu vedem noi asta, pregătirea frigăruilor de domnul Cristi, dar sperăm să avem parte de întâlniri cât mai dese. Mulți ani!
Mulți ani, da, Doamne. Sănătate la toată lumea. Nepoții să crească, familiile tinere să fie sănătoși, să meargă înainte. Iar noi să ne bucurăm de ce cât mai mult. Cât mai mult, da. Salut!